Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună ziua, dragi telespectatori! Ne revedem la emisiunea Ordinea de zi, într-o nouă ediție de vineri, dar chiar dacă este vineri, este campanie electorală, așa că trecem la treabă și discutăm cu noi invitații de la trei partide la această dezbatere electorală de astăzi. Domnul Vasile Câstea, candidat PSD la funcția de primar a Comunei Bălești. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine m-am găsit. Doamna Mădălina Ciolocoi, din partea ALDE, este candidat pentru funcția de consilier județean și se află și pe lista de consilieri municipali pentru municipiul Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag și mă bucur că cu toții ați răspuns prezent pentru telespectatorii noștri, pentru că asta arată că aveți în dorința să vă cunoască mai bine oamenii. Și domnul Constantin Burtea, din partea Partidului România Unită, candidat pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată la Pentru noi. prima dată, sărut mâna, bine v-am găsit și mă simt onorat să fiu în studioul dumneavoastră. Mă bucur foarte tare că sunteți alături de noi. Ca să nu lungim vorba și să dăm drumul la minutele aferente fiecăruia dintre candidați, râd colegii că iau un termen ăsta aferent acum la modă. Da? Deci primele 4 minute pentru domnul Vasile Cârstea. Întrebarea generală a mea pentru toți candidații este: ce aveți de gând să faceți dacă veți fi aleși în această localitate? Ce propuneți? Da. Eu și echipa mea de consilieri am făcut un program pentru Comuna Bălești pentru perioada 2016-2020. În acest program se regăsesc o serie de lucrări care trebuie continuate, pentru că ele o parte sunt începute la nivelul comunei și e normal ca noi să dorim să le continuăm, iar pe altele să le implementăm de la început. Am în vedere, în primul rând, rețeaua de canalizare. O parte este construită la nivelul satului Ceaurul, dar având în vedere că în Comuna Bălești cam toate satele beneficiază sau urmează a beneficia în cel mai scurt timp de alimentarea cu apă, am considerat că se impune executarea rețelei de canalizare și e un lucru, din punctul meu de vedere, absolut normal și obligatoriu, că atunci când introduci apa într-o gospodărie, să ai și varianta de evacuare a acestea. Mai ales că aveați niște probleme cu apa din fântâne acolo, la Ceaurul în special, Eu tocmai aș din putea să vă cauza mai lipsei spun canalizării. un lucru. Eu am fost viceprimarul comunei timp de 12 ani și în anul 2009, pe hotărâre de guvern, pentru Comuna Bălești au fost alocate 10 milioane de euro pentru realizarea întregii rețele de canalizare. Având în vedere că la nivelul Comunei Bălești există o problemă cu nitrații și nitriții Exact. din sol. Și în special la Ceaurul, unde e concentrația mai Și mare asta, dar de având în vedere activitatea locuințe. zootehnică intensivă din perioada dinainte de 89, pânza freatică de suprafață a fost infestată cu nitrați și nitriți. Plus agricultura și În cea mai mare parte, acest fenomen se datorează activității zootehnice, iar pe raza da? comunei au fost cel puțin 7 unități în care se creșteau foarte multe animale și se creșteau după normele și standardele la vremea respectivă, știți și dumneavoastră cum. Da. Din anumite motive, pe care nici acum nu le înțeleg, această sumă a fost anulată, mă rog, de guvernul care a venit după 2000, s-a instalat după 2009, și asta a făcut ca doar o mică parte din comună să beneficieze de o începere a lucrărilor, pentru că ele nu sunt finalizate nici la ora actuală, iar noi ne-am gândit că prima măsură pe care o luăm e atacarea fondurilor europene cu această problemă, pentru că reprezintă pentru noi o garanție a executării lucrării respective. Toate lucrările care au fost, din păcate, făcute pe bani guvernamentali, se tărăganează. Banii vin cu întârziere, fie vin, fie nu vin. Și lucrarea respectivă se întinde pe o durată foarte mare de timp. Din experiența proprie, banii europeni sunt bani garantați pe care te poți baza și cu care poți să faci o lucrare. Într-un timp normal, zic eu, de execuție. Adică Trebuie să o jumătate de respectați an cu... termenele acolo, pentru că altfel pierdeți Sunt banii, deci termene de e... execuție. Ar fi culmea să ai bani și să nu lucrezi. Da. Vă dați seama că așa Corect. ceva nu cred că, cel puțin la nivelul nostru, se pune problema. O a doua problemă
pe care va trebui să o abordăm în mod foarte... Pentru care aveți 44 de secunde. Da, atunci, dacă sunt 44 de secunde, o las pentru... Trebuie să spuneți ceva în astea 44. Începeți să și continuați după aceea. În Bălești sunt foarte puține drumuri de asfaltat. Și o să le asfaltăm cu prioritate și pe acestea care mai rămân, pentru că e normal ca toate rețeaua de drumuri a comunei să fie asfaltată. Care dintre ele sunt asfaltate? În ce sate? În satul Găvănești există un segment de drum și câteva bretele chiar în satul Tălpășe, satul de unde provineu, în Storojani, mai sunt câteva bucățele, nu foarte mari. Și bani dar... de unde? La fel, fie programe europene, fie proiecte guvernamentale. Timpul s-a terminat. Pregătiți în continuare în următorul, următoarea intervenție doamna Mădălina Ciorocoi, ALDE, candidat pentru Consiliul Județean și Municipal Târgu Jiu. Dumneavoastră trebuie să aveți o viziune de ansamblu asupra ceea ce doriți să faceți în momentul în care veți vota în Consiliul Județean, dacă veți câștiga o poziție de consilier județean. Da, în primul rând aș vrea să vă spun că ceea ce s-a făcut până acum în Gorj s-a făcut după posibilitățile și viziunea celor care au condus județul. Dar Gorjul cred că merită mai mult. Eu am două proiecte pe care am vrut să le promovez în actuala calitate de consilier județean. Nu s-a putut și asta din considerente de buget și din faptul că am reprezentat o minoritate în Consiliul Județean și n-am putut să impun acest proiect, însă aș vrea să știți că am două proiecte mari și aici aș vrea să mă refer la primul, acela al aducerii în Gorj a unor investitori, chiar dacă sunt români sau chiar dacă sunt străini, nu contează, care să dezvolte o linie de îmbuteliere și o linie de fabricare a produselor din fructe și legume. Și aș vrea aici să știți că deja există posibilitatea angajării unor lucrători calificați în acest domeniu pentru aceste linii tehnologice. De ce? În primul rând, aceste linii tehnologice ar fi binevenite pentru că județul Gorj are un potențial la fructele de pădure, un potențial foarte mare. De asemenea, are și plantațiile particulare de unde ar putea fi ridicate fructe și deja acum un an am luat legătura cu o firmă, nu o să spun pentru că nu se poate face reclamă. Care a selecționat un grup de 20 de femei din zona Tismana. Aceste femei urmează să intre într-un program de specializare pentru a putea lucra la această linie de îmbuteliere, de conserve și aici mă refer la compoturi, dulcețuri din fructe de pădure și din fructe din gospodăriile cetățenilor. Aștept ca programul acesta de perfecționare este, vreau să specific, este pe fonduri europene. Aceste femei vor primi și o subvenție de la statul român după ce urmează acest curs și ele vor fi certificate, vor fi atestate să lucreze la această linie tehnologică. Ceea ce este un lucru bun. Acum depinde foarte mult de guvernul actual să deblocheze fondurile din agricultură și trebuie să știți că ALDE a depus deja o moțiune pe agricultură în Parlamentul României, pentru că foarte multe necazuri sunt în agricultură, nici fondurile pentru oameni de la APIA nu au venit, sunt programele blocate, ceea ce ne îndreptățește să credem că specialiștii domnului Cioloș, cei veniți de la Bruxelles, nu prea sunt specialiști, pentru că au promis că deblochează programele și la ora actuală sunt blocate. Dar revenind la județul Gorj. Poate mai vor un mandat. Da, eu mi-aș dori să aduc acele linii de producție de conserve de legume și de fructe. Oamenii vor fi calificați și se poate pentru că există programe din acestea finanțate de stat și de Uniunea Europeană, astfel încât să încercăm să mutăm centrul de greutate al locurilor de muncă de la acest mamut, de la acest colos industrial numit Complexul Energetic Oltenia, care deja trebuie să piardă muncitori, așa ni se spune,
spune, să-l mutăm zonal, adică să dăm o alternativă pentru fiecare zonă, pentru fiecare regiune. Acesta este un proiect. Deci aceste linii de fabricație, și sunt convinsă că aici vor avea loc și femei, și tineri, și șomeri, și așa mai departe. Mulțumesc! Domnul Constantin Burtea, din partea PRU, candidat la Consiliul Județean, dumneavoastră cum vedeți problema rezolvării acestei situații din Gorj, unde, iată, locuri de muncă sunt din ce în ce mai puține? Stimată doamnă, în primul rând aș vrea să vă spun că la nivelul Partidului România Unită, filiala Gorj, coordonez activitatea sau organizația de pensionari din cadrul Partidului România Unită. Mă interesează foarte mult modul în care își duc viața pensionarii din județul Gorj. La nivelul țării noi avem 6 milioane de pensionari, iar populația activă, cei care muncesc ca să se asigure fondurile necesare pentru pensii, sunt de 1,8 milioane. În primul rând, noi am dorit să creăm locuri de muncă în județul Gorj ca să se asigure continuitatea acordării în condiții corespunzătoare a pensiilor. Pentru că, într-adevăr, an de an ne împrumutăm ca să asigurăm pensiile. Și dacă nu asigurăm locuri de muncă, nu vin tinerii din urmă care să contribuie și să aibă și ei la rândul lor pensii, va fi foarte greu. Dar în ce domeniu vedeți locurile de muncă? Domeniile ca sunt și alternativă. Ca și alternativă, în primul rând, trebuie să atragem investitori străini, să-i aducem în țară. Trebuie să facem noi locuri de muncă în infrastructură. De exemplu, la modul concret, intenționăm să, dacă vom ajunge la Consiliul Județean cu numărul suficient de consilieri, și sperăm să facem treaba asta, vom construi un drum expres Târgu Jiu-Pitești prin Drăgășani, care este realizabil. De ce vă spun treaba asta? Pentru că pentru infrastructură se acordă 9 miliarde de euro din fonduri europene pentru infrastructură. Iată, s-ar crea niște locuri de muncă aici, s-ar crea locuri de muncă aducând și alți investitori să creeze ceea ce nu avem noi la momentul ăsta în Târgu Jiu, în orașele din județul Gorj. De asemenea, în agricultură. În agricultură noi va trebui să facem microferme, să facem asociații agricole ca oamenii să poată să muncească acolo. Terenurile care nu sunt folosite să fie folosite de către asociațiile acestea. Dar vreau să vă spun că noi, Partidul România Unită, vedem lucrurile cam în felul acesta. O societate sănătoasă cu adevărat trebuie să se bazeze pe trei piloni de bază. 1. Educație, sănătate și protecția cetățeanului și siguranța lui în același timp. Și axându-mă pe aceste trei probleme, voi continua ceea ce vreau să vă spun dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Puteți continua, mai aveți un minut și 24 de secunde. Da. Pentru pensionari intenționăm, foarte mulți din cei 85.000 de pensionari care sunt la nivelul județului, erau la nivelul județului Gorj în 2012, mai sunt doar 80.000 și ceva. Deci au scăzut foarte mult. Ceea ce înseamnă că condițiile de trai, condițiile de viață nu sunt suficient de bune. Eu știu, asigurarea medicală și tot ceea ce trebuie pentru bolnavi, pentru bătrâni, nu este suficient de bună și de aceea vom acționa și în acest sens. Adică, în cadrul zonelor, să zicem, rurale, să înființăm spitale, cele care le-au desfințat cei de tristă amintire și nu vreau să intrăm în... În ultimele 30 secunde am o curiozitate, sigur și telespectatorii o au. Sunteți pensionar? Sunt pensionar, da. Din ce domeniu proveniți de Stimate activitate? Doamnă, am fost ofițer în Ministerul de Interne. Am lucrat chiar în minister an și an de zile, în corpul de control, în direcții centrale ale Ministerului. Și sunteți gorjan al nostru? Și sunt gorjan. M-am întors după 50 de ani în județul Gorj. De ce? Din sentimentul de dragoste pentru țara și pentru locul în care te-ai născut. Nu mi-aș părăsi țara pentru, nu știu, iată pentru și miliarde. Felicitări. Și nici Gorj. Mulțumesc. Haideți să continuăm cu domnul Vasile Cârstea, candidatul PSD la primăria Bălești, la funcția de primar pentru comuna Bălești. Vorbea dumnealor de agricultură și știu că dumneavoastră aveți
genul ăsta de activitate? Chiar lucrați? Domnule, eu asta fac. Faceți agricultură? Da, de vreo 15 deci, ani. Deci dumneavoastră veniți cu sfaturile, iată, facem și practica. Eu sunt practician. Da, la ora actuală conduc o societate agricolă care lucrează o număr, zic eu, destul de însemnat de hectare la nivelul comunei. În programul meu, pe acest segment, vreau să atac câteva probleme pe care le enumerez. În primul rând, drumurile de luncă. Trebuie să ne orientăm și către acest segment de drumuri, pentru că facilitează accesul fiecărui proprietar la proprietatea pe care o are și poate să o muncească mai ușor. Al doilea, în Comuna Bărești au fost două sisteme de irigații. Și două sisteme de irigații destul de importante, pentru că, în primul rând, asigură apa pentru o mare suprafață din teritoriul comunei și alt segment destul de important sunt sisteme gravitaționale. Apa vine prin cădere. Deci, practic, nu se cheltuiește nimic energie pentru a aduce apa în aceste canale. Primul este cel care deservește zona Bălești cu ramificație din Jiu, iar al doilea, nefuncțional, bineînțeles, din anii 90, sau chiar, mă rog, după 90 a mers câtva timp. Al doilea este în zona fostei comune Cornești, un pârâu numit Bălți, care se ramifică din pârâul Jaleș. Cred că în ultimii 3-4 ani de zile n-a mai funcționat. Un alt segment pe care trebuie să-l atacăm împreună cu cei de la Apele Române este asigurarea și refacerea digurilor de protecție. Vreau să vă spun că, din păcate, în ultimii 20 de ani, de când eu activez, ca să spun așa, în domeniul agricol, n-am văzut un dig reparat. La inundații puternice, acestea sunt afectate și totodată inundațiile produc pagube însemnate culturilor agricole. Or, vă spun cu toată sinceritatea, înființarea unei culturi agricole costă foarte mult, pentru că inputurile sunt foarte costisitoare. Și aici mă refer la sămânță, la îngreșăminte, la ierbicide și toată gama de pesticide care se folosește. Lucrările agricole, motorina care este folosită pentru agricultură. Munca fizică. Munca fizică. Deci un întreg pachet de lucrări care poate fi distrus printr-o inundație puternică, cum s-a și întâmplat în anii trecuți. Și avem această idee de a reface împreună cu cei, de fapt, Apele Române au această obligație pe cursurile permanente de apă. Cele nepermanente de apă intră în atribuția Consiliului Local, dar celelalte sunt exclusiv în atribuția dumneavoastră. Și din ce fonduri veți reface aceste diguri? Aveți, digurile, v-am spus, intră în... Digurile intră... La cele nepermanente. La cele nepermanente sunt programe ale Ministerului Mediului. Agenția Fondului de Mediu are diverse programe de refacere a acestor albi. Totodată, aș vrea să punctez că pe râul Jaleș e nevoie, ca să nu spun de o salbă, dar cel puțin de 3-4 praguri de liniștire. Întrucât, datorită faptului că nu mai există mori. Vechile mori aveau dublu rol. Și acela de a măcina și asigura făina pentru fiecare spădărie, dar izitura ținea și un nivel al apei la o anumită cotă și nu permitea această eroziune care se petrece în fiecare an când apa vine mare. Și avem de gând împreună cu Apele Române, într-un parteneriat, nu știu, să găsim formula la vremea respectivă, de a construi aceste praguri obligatorii de liniștire. Un astfel de prag s-a construit, se poate vedea, de drumurile naționale pe DN67 și a asigurat stabilitatea podului de pe DN67 peste râul Jaleș. Ei, astfel de praguri trebuie făcute cel puțin 3-4 praguri de la DN67 și până la graniță cu comuna Arcani. Sunt absolut obligatorii. Mulțumesc. M-am uitat și am văzut că m-am mâncat dat în timp. Da, e foarte bine să urmăriți și dumneavoastră. Am să rog regia să mă mai lase și pe mine să vorbesc, adică dați drumul la cronometru atunci când începe candidatul să vorbească, da? Că mai am și eu unele curiozități, telespectatorii sigur ar vrea să întrebe ceva și eu de aici, de asta sunt, să pun eu întrebările alea care cred eu că le are cetățeanul. Și nu, n-am 4 minute, că nu lipsește niciun candidat. Atunci când lipsește un candidat, vorbesc eu în locul lui și vorbesc despre alegeri, despre alte lucruri. Dar din păcate, nu din păcate, din fericire au venit toți invitații și eu am să vorbesc printre dumnealor. Da. Avem voie să prelungim puțin emisiunea fără probleme. Așa că star cronometru pentru doamna Mădălina Ciolocoi din partea ALDE, pentru Consiliul Județean și Municipiul Târgu Jiu. Încă un proiect
alături de cel pe care l-am expus prima dată, dar aș vrea, înainte de a expune și acest al doilea proiect, să menționez că cele două proiecte la care m-am gândit cred că pot fi finanțate din banii Consiliului Județean, la care să se alăture bani mulți de la Uniunea Europeană. Prin regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia se pot lua acești bani. Contribuția românească este 2-5%, depinde de axa de finanțare, însă banii europeni care se cuvin României cred că trebuie aduși în județul Gorj. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că, în general, Consiliul Județean Gorj s-a axat pe cheltuieli de funcționare, astfel încât zona de dezvoltare pentru județul Gorj a fost slab finanțată. Și atunci, din cheltuielile de dezvoltare, deci eu consider că trebuie să alocăm bani mai mulți la dezvoltare, la capitolul dezvoltare, și aș mai veni aici cu un proiect care de asemenea nu a întrunit majoritate, și anume un proiect cu bani europeni, Arta Casnică în Gorj, prin care să fie beneficiari și parteneri Consiliul Județean și primăriile care au o tradiție îndelungată în dezvoltarea meșteșugurilor. Există și la ora actuală în județul Gorj oameni, femei și bărbați care au tradiție și mai au încă acele unelte, acele instrumente cu care pot să facă ei covoare, un macat și așa mai departe. Eu consider că un proiect la care să participe Consiliul Județean în parteneriat cu primăriile, cu consiliile locale, este binevenit. Ce poate face Consiliul Județean? Sunt specialiști în Consiliul Județean care să scrie acest proiect, sunt specialiști care să lanseze oferta de parteneriat și, odată luați banii, cel mai important lucru pe care îl poate face Consiliul Județean este să asigure marketingul produselor de la producătorii direcți. Pentru că vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o ie pleacă din Tismana la un preț de 150 roni, în magazin ajunge la 450 roni. Nu se vinde, producătorul nici nu și-a banul și rămâne și ca tradiție și portul popular rămâne necunoscut. Eu v-am dat un simplu exemplu. Deci în acest proiect mi-aș dori să fie un magazin online prin care să se popularizeze creațiile meșterilor și artiștilor populari. Și prețul la online exact, e mai mic. Și prețul la online este mai mic, se poate negocia cu clientul în direct la vânzare, în funcție și de numărul de produse achiziționate, și cred că astfel facem niște locuri de muncă prin care asigurăm continuitatea tradiției populare gorjenești, facem locuri de muncă, deci un câștig, și mulți meșteșugari ar fi mulțumiți să câștige de acasă. Corect. Deci ar fi un câștig de acasă, o muncă pe care o efectuează în propria gospodărie. Mai mult decât ceea atât, ce se întâmpla cândva. Exact. Este arta tradiție, casnică, arta casnică. Exact. Și mai mult decât atât, cred că ar fi și un pas înainte pentru popularizarea județului Gorj în țară și în lume. Da, foarte bună idee, într-adevăr. Haideți să vedem în continuare ce propune Partidul România Unită din perspectiva domnului Constantin Burtea, candidat la o funcție de consilier județean. Dumneavoastră, cum vedeți alte idei de dezvoltare a județului Gorj? Sau apropo, ce propuneri de... mai aveți dumneavoastră? Da. Apropo de ce spunea stimata doamnă Ciologoi, aș vrea să spun următorul lucru. Noi, Partidul România Unită, vom cere un audit pe ultimii 10 ani la Consiliul Județean Gorj să vedem cum au fost cheltuiți banii care au fost alocați pentru infrastructură. Pentru drumuri. Numai pentru infrastructură? Sigur sau că da. Tot bugetul vreți? În general, dar în primul rând, special pentru infrastructură. Vreau să vă spun că avem în următorii 4 ani se vor aloca 37 de milioane de euro pentru drumuri. Și cu acești 37 de milioane de euro, dacă i-am dat la un primar, ar face 300 de kilometri de drumuri asfaltate. Și atunci banii care au tot intrat în Consiliul Județean, unde sunt? Ce s-a făcut cu ei?
Asta ca o mică paranteză. Și apoi aș intra, stimate doamne, în ceea ce ne doare de fapt pe noi, ceea ce vrem să facem în continuare. Proiecte avem suficiente, dar vreau să punctez următorul lucru, că la Partidul România Unită se îmbină entuziasmul tineresc. Vedeți, la candidat la primăria Târgu Jiu este un om foarte tânăr și foarte bine pregătit, e vorba de Robert Bugă, un tânăr excepțional, căruia îi doresc succes din toată inima. Ce și are Robert Bugă? Pare 26 de ani. Un băiat extraordinar, un om de perspectivă. Vă mulțumim, Săruna. Și îmbinăm entuziasmul tineresc cu experiența celor mai în vârstă. Adică mă refer la mine, care voi candida la Consiliul Județean. De aceea, pentru că nu vrem să fie, să apară niște conflicte între generații, nu vrem să existe, eu știu, niște animozități în cadrul partidului nostru. Și nu vor fi. Sunt un partid tânăr și unit, ca să zic așa. Dacă vom, se cheamă România Unită, sigur că nu? Da. E obligatoriu. Vrem să modernizăm Spitalul Județean, care este în subordinea Consiliului Județean. Și, în primul rând, în cadrul acestui spital, să utilăm în mod corespunzător secția de pediatrie. Ați văzut câte nenorociri se întâmplă, că ne îngrozim de la o zi la alta, că auzim de tot felul de infecții, de tot felul de boli care apar prin spitale. De asemenea, vrem să creăm în structura, în subordinea Consiliului Județean, o direcție de branding. Ce vrem noi cu aceasta? Că am fost foarte atent la ce spunea doamna și mi se pare extrem de interesant ca produsele noastre tradiționale din județul Gorj, să zicem varza de Bălești, brânza de Novaci, iile de la Tismana, suica, nu mai știu exact. De la Novaci. De la Novaci, ok. Să facem niște branduri, adică le înregistrăm la OSIM și după aceea le facem branduri pentru județul Gorj și pentru țara românească, evident. Vrem ca Rânca, pe care toți, cu toți o iubim, această localitate, să o transformăm în stațiune. Să fie stațiune de sine stătătoare, cu administrație și nu cu reușiți. Tot ce trebuie. Încercăm. Încercăm. E nevoie să fie de acord cei de acolo, din Baia și din Novaci. Din Baia și poate... De ce ar fi de acord? Poate reușim. Noi încercăm. Vedem. Sigur că da. Mult succes vă urez. Mulțumim. Da, a spus o opinie personală aici. Da, vom milita pentru transferarea băilor de la Săcelu. Transferarea în subordinea Consiliului Județean, din subordinea CEO, cum este acum. Avem acolo un distins domn director, Ștefan Chierciu, care e de 26 de ani director acolo, care a reușit într-adevăr să aducă pe profit această stațiune. Și fiind în subordinea Consiliului Județean, sigur că altfel se vor petrece lucrurile și putem să îmbunătățim și să... Mulțumesc! Da. Timpul s-a terminat, al doilea timp al dumneavoastră. Revenim la domnul Vasile Cârstea, candidat... Runda a treia, nu? Runda a treia, da, suntem la... La box. Exact, da. Ieri a trebuit să acord și prelungirii. Păi am tăiat din greșeală timpul unui candidat și l-am dat la coadă prelungirii. Da? Domnul Vasile Cârstea, candidat la funcția de primar al comunei Bălești, fost viceprimar, spuneați deja în prima rundă, actual agricultor. Actual agricultor, da. Da? Ce veți face pentru Bălești, partidul nostru și dumneavoastră fost ca primar? Fost actual și viitor agricultor, cu siguranță. Rămâneți agricultor? Sigur. Mai aveți timp? O să găsesc. Mai udați varza, mai mergeți la primărie, vă sună cetățeanul? Doamnă, eu am pus varză destul de mult și nu mi-a fost rușine, pentru că a fost o muncă plăcută și cinstită. Felicitări că faci agricultura. N-am mai putut să pun varză pentru că m-am ocupat de cultura mare, grâu și porumb, și chiar îmi pare rău că n-am mai putut să pun această cultură, pentru că, sincer să fiu, o puneam mai mult din pasiune. Bineînțeles, la final era și un câștig, era normal, dar dacă nu faci ceva cu pasiune, nu poți să faci. Aș vrea să discut în continuare despre problema fondului funciar, unde, fără să fiu lipsit de modestie, mă pricep foarte bine. Întrucât eu sunt topograf de meserie, am lucrat la Curiciu de Cadastru Agricol 5 ani de zile și am completat studiile cu Facultatea de Drept din cadrul Universității Constantin Brâncuș. Deci, vis-a-vis de lege și de aspectele tehnice, aici sunt la mine acasă, cum se spune, și știu foarte, foarte bine cu ce se mănâncă problema asta. Cât la sută aveți de procedurile făcute?
Retrocedările sunt, din punctul meu de vedere, împărțite în două. Retrocedare de fapt și de drept. De fapt, sunt în proporție de 95%. De drept, adică cei care au primit acte de proprietate, să zic în jur de 45-50%, cred că se apropie. Da. Ca număr de titluri. Să nu mă întrebați de suprafață, că nu mai știu. În ultimii 4 ani, nemai fiind la primărie, mă rog, ceva informații am, dar să nu le spun greșit, mai bine nu le spun. Vis-a-vis de procentajul de eliberare de titlul de proprietate. Problema e că, la ora actuală, există un adevărat blocaj la acest nivel. Și, sincer să fiu, nu înțeleg nici atitudinea prefecturii în domeniul ăsta. Adică, practic, omul de la primărie merge de la instanță. Nu ar trebui să întâmple așa ceva. Pentru că comisia locală trebuie să-și spună cuvântul vis-a-vis de o problemă. Urmează comisia județeană, după care instanța. Și bine, și din să punctul nu meu, se ajungă la instanță. E o situație extremă. Că de-aia există două deci comisii de meseriași. E o situație extremă. Și sincer să fiu, sper să nu greșesc, dar în ultimul timp n-am mai înțeles rolul acestor comisii. Adică dacă oare, tot se ajunge la instanță, oare, nu? Oare oamenii de acolo, care din punctul meu de vedere trebuie să-și facă treaba și cred că și-o fac, n-ar mai trebui să te duci, adică stai, nu depinde de mine, să nu poți să fac asta, mergi la instanță ca să iei hotărâre să-ți eliberezi un titlu de proprietate. Nu vorbesc mai multe pentru că nu vreau să risc să ajung pe alte tărâmuri, dar din punctul meu de vedere este o problemă la nivel de județ și pe care văd că nimeni nu vrea să o, cumva să o urnească în stânga sau în dreapta. Prin acest lucru se îngrădesc și niște drepturi fundamentale. Dreptul la proprietate, dreptul la dispoziție. Nu poți să dispui de o proprietate, nu poți să o mai lași moștenire, nu poți să o înstrăinezi, nu poți să cumperi proprietate pentru că actele sunt blocate. Și mă rog, cu echipa de la primărie, pe care o cunosc foarte bine, reîmprospătată și, eu știu, remotivată, ca să spun așa, sper că acest lucru să fie pus pe picioare și, într-adevăr, oamenii să poată din nou să-și ia acele titluri de proprietate care le conferă autoritatea asupra unui teren. Până la urmă, toată lumea, bă, ai titlul acolo sau n-ai? Păi dacă n-ai, înseamnă că nu ești proprietar, nu? Ca idee. Cu toate că, v-am spus, de faptele sunt muncite de către proprietari de la Revoluție, deci de 25 de ani încoace. Da. Da, vom continua. Vă mai dau câteva secunde la următorul, ca să nu venim cu 8 secunde dintr-o idee nouă. Vă dau prelungire 8 secunde la următorul calup. Da. Doamna Mădălina Ciolocoi, candidată al de la Consiliul Județean la funcția de consilier județean și municipal. Știți, dragi telespectatori, că acum nu se mai candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Se va alege dintre consilierii județeni aleși și mă gândesc că poate chiar vizați funcția de președinte al Consiliului Județean. De ce nu? Deocamdată eu îmi doresc pentru ALDE să obținem majoritate sau să obținem cât mai multe mandate care să ne permită să facem, așa cum spune românul, să facem jocurile în Consiliul Județean, nu numai pentru alegerea președintelui, dar eu mă gândesc să facem jocurile la hotărârile de Consiliu Județean și vin aici în sprijinul domnului din platou spunându-i că referitor la stațiunea Rânca există o firmă, de fapt o societate în subordinea Consiliului Județean care la ora actuală este în insolvență, se numește Vârful Păpușa, care ea administrează de fapt la ora actuală apa și canalul de la Rânca, având în vedere că pe o parte sunt beneficiari sau proprietari pe această rețea de apă și canal, cei de la Novaci, pe o parte cei de la Baia, această societate intrând în insolvență, ea nu a putut administra, chiar dacă lucrările, o parte dintre ele au fost finalizate, această societate nu le poate administra fiind în insolvență. În decursul acestui mandat de consilier județean, chiar la ședința anterioară, la ultima ședință de Consiliu Județean, am vorbit cu directorul de la APA Regio și am venit cu propunerea ca după ce se încheie lucrările, atât pe partea de Novaci cât și pe partea de Baia, după ce se face recepția, APA Regio să preia
Rețeaua și apa și canalul. APA Regio are și acționaria din partea Consiliului Județean Gorj. Deci eu am făcut această propunere din partea Consiliului Județean Gorj. Chiar dacă este acționariat minoritar, dar Consiliul Județean Gorj trebuie să se implice în preluarea de la acea societate în insolvență, preluarea de către o societate la care și Consiliul Județean este acționar, preluarea rețelei de apă și canal de la Rânca, astfel încât să poată fi administrată, cineva să poată să ia banii de la cei care folosesc, pentru că, din câte am înțeles eu, atât de la primarul de la Novaci, cât și de la primarul de la Baia, sunt foarte mulți care nu și-au plătit sau nu își plătesc în continuare nici apa, nici canalul, alții sunt care nu s-au putut acorda, pentru că nu ai cu cine să faci contractul. Dacă societatea Vârful Păpușa este în insolvență, ea nu poate opera contracte. Și eu chiar am avut o discuție cu domnul Pătrășcoiu, directorul APA Regio, și a spus: doamnă, în momentul în care se termină aceste lucrări, se face recepția, APA Regio poate să preia ca și administrator. Iar dacă mai am un minut... Da, mai aveți un minut. Da, m-am gândit și eu la Spitalul Județean, Consiliul Județean Gorj, să știți că dă bani și dă bani foarte mulți, aproape la fiecare rectificare bugetară se dau bani către Spitalul Județean și eu, sinceră să fiu, am o experiență, dar asta nu mă mai deranjează de mult. În 2014 am cerut un audit la Spitalul Județean din Târgu Jiu, exact pe motivul sau pe cheltuirea banilor la Spitalul Județean. Am cerut un audit pentru că avusesem o firmă privată care administrase spitalul. Mie nu mi-a plăcut și nici colegilor mei, unora dintre dumnealor, nu le-a plăcut cum merg lucrurile acolo. Am cerut un audit, nu ni s-a prezentat un audit și s-a stricat și majoritatea în Consiliul Județean, pentru care am pierdut funcția de vicepreședinte. Da. Deci nu este un regret, este un regret că nici până în ziua de astăzi nu avem prezentat acel audit. Poate audit că... care trebuia să conțină strict cheltuielile. Corect. Să continuăm cu domnul Constantin Burtea, reprezentantul PRU și candidat tot la funcția de consilier județean. Alte propuneri pe care dumneavoastră le aveți sau idei pe care le aveți în momentul în care ipotetic veți câștiga alegerile și veți avea și majoritate ca să impuneți proiectele pe care le propuneți. Cu siguranță și mulțumesc doamnei pentru intervenția dumnei vis-a-vis de Rânca și de Spitalul Județean. Dacă vom reuși, stimată doamnă, să avem numărul de locuri corespunzător în Consiliul Județean, vă asigur că vom face auditul necesar și la spital și la Consiliul Județean și acolo unde este nevoie. Unde vom considera că e nevoie să facem un audit, să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu banii respectivi. Sau poate cum au fost majoritatea împreună, dacă aveți cheltuiți scopuri. Never say never. Fel, așa spune englezul. Niciodată să nu spui niciodată. Dar deocamdată noi asta vrem sigur să facem și să facem singuri. Deocamdată. Vom vedea după aceea ce o să dacă facem împreună. Da. Să revin la pensionarii mei dragi. Vreau să vă spun că în 2012 la nivelul județului Gorj erau 85.000 de pensionari. Acum sunt aproape 80.000 de pensionari. O mare, mare parte dintre ei provin din minerit. Ne-am gândit la pensionarii care provin din minerit că primeau până în 2010, primeau o cotă de 4 tone de cărbune, care li se dădea în fiecare an. Așa cum se dau și la alții angajați. Pensionari, angajați și așa mai departe. La angajați se dădeau 8 tone. Nu se mai dau. Datorită politicii care a fost la nivelul CEO-ului, nu intrăm, că nu vreau să facem o... Nu avem timp, oricum. Nu avem nici timp și, în primul rând, să ne spunem ideile și ceea ce vrem noi să facem în continuare. Și vrem să intervenim ca această cotă de 4 tone să li se dea în continuare pensionarilor noștri din județul Gorj. Și poate nu numai din județul Gorj, că probabil se va lua această măsură la nivel național. Pensionarii din minerit, cu siguranță, care au lucrat în minerit. Tot pentru pensionari ne gândim să asigurăm sistemul medical, sistemul sanitar necesar, pentru că este îngrozitor.
un bătrân care e într-un sat amărât din județul Gorj nu poate să ajungă la un spital care e foarte, foarte departe. Spitalele au fost dezafectate, au fost desfințate, că așa s-a dorit de către Boc, Udrea și așa mai departe. De tristă amintire. Nu-i mai pomenim că ne merge rău. Că sunt în PNL. Și mergem mai departe și vreau să vă spun că vrem să facem de așa manieră, să acționăm la nivelul județului, la nivel național, prin reprezentanții pe care îi vom avea în guvern și în parlament, ca aceste spitale, unde e neapărat necesar, să le înființăm. Iar unde nu putem înființa spitalele necesare, acolo unde au rămas clădirile astea dezafectate, să facem cămine de bătrâni. Sunt oameni amărâți, fără niciun Dumnezeu, fără copii, fără nimic pe lume. Și atunci îi luăm și îi băgăm în aceste cămine. Măcar la câteva comune să avem un asemenea cămin de bătrâni. După aceea mă gândesc la pensii. Sunt extrem de mici la unii dintre ei. Foarte, foarte mici. De-abia își pot asigura medicamentele. Ce înseamnă medicamente pentru pensionari? Da. Înseamnă viață. Înseamnă să-și prelungească viața de la o zi la alta. Și atunci, noi care am construit țara asta, județul ăsta, ne doare sufletul când vedem ce se întâmplă. Și nu vă spun așa declarativ, vă spun pentru că așa simt și așa trebuie să facem. Să facem ceva ca tinerii noștri să nu mai plece în străinătate, să le asigurăm locuri de muncă, ce vorbeam mai devreme, în agricultură, în diverse, eu știu, industrii și așa mai departe, ce reușim să aducem în județul Gorj. 20 de secunde. Tinerii respectiv să vină, să rămână în țară, să aibă locuri de muncă, să-și îngrijească copiii și bătrânii, să alege praful de țară. Noi plecăm în străinătate și în locul lor pe cine aducem? Pe musulmani? Asta e o altă problemă pe care aș vrea să o dezbatem. Nu se poate. Noi suntem români, suntem patrioți. Vreau să spun că suntem împotriva islamizării țării. Suntem oameni, dar refugiații, să fim foarte atenți cu ei. Stop cronometru. Domnul Vasile Cârsta, ultimele 4 minute din acest meci de box. Nu-s prelungiri, stați puțin. Nu-s prelungirile, cât aveam? Nu mă păcăliți. 8 secunde. Secunde, da. Gata, vi le dau și pe alea. Da. Vă rog. Doamne, bineînțeles că și noi, cum au spus și domnul prezent această emisiune, doamna și domnul Burtea, dorim la nivelul comunei să creăm acele locuri de muncă pe care toată lumea și le dorește, pentru că și Băleștiul are foarte mulți oameni care lucrează în minerit. Da. Și trebuie să creăm cumva o alternativă și pentru acești oameni. La noi, alternativa este una singură, agricultura. Dar nu e de ajuns să produci, trebuie să și desfaci. Corect. Ca atare, ne-am gândit și de să foarte... să conservi, mai ales, și pentru să conservi. Că produsele agricole sunt perisabile. Ne-am gândit, unele dintre ele, da, mai ales legumicole, cele legumicole sunt foarte perisabile. Ne-am gândit de ceva timp, că ăsta e adevărul, și mă gândesc la atragerea unor parteneri, dar serioși, că am mai avut niște vizite și i-am respins, trebuie să vă spun și lucrul ăsta. Da. Pentru că trebuie să fie serios cu cel care intri într-o afacere. Corect. Pentru că e un parteneriat înseamnă o afacere, iar pentru mine afacerea înseamnă un câștig egal. Corect. Sau aproximativ egal a tuturor partenerilor din această afacere. Și ne gândim să construim cel puțin un depozit frigorific la nivel de comună. Dacă nu, chiar o mică fabricuță de procesare a produselor legumicole. Pentru că sunt momente ale anului când în Bălești se produc foarte multe legume. Și o să vă spun un amănunt. Chiar dacă acel cronometru o ia așa și nu puțin, nu mă lasă să-mi termin ce am de spus. S-au accesat foarte multe programe și este un lucru bun în Bălești, pe măsura 141. Și foarte mulți oameni au făcut solarii. Un lucru foarte bun. Da. Dar există o supraproducție la un moment dat de tomate, ca să spun, de roșii. O marfă foarte perisabilă. Piața deja e invadată cu produse din celelalte județe, ca să nu mai spun din afara țării. Da. Și automat, ce se face bietul cu ele? Le valorifică la un preț foarte, foarte prost sau le aruncă. Ca atare, în prima fază, dorim să creăm o piață în Bălești. Da. Și vă spun foarte sincer, am avut diverse discuții cu cetățenii din Târgu Jiu, oameni din orașul Târgu Jiu, care au zis, doamne, vrem să cumpărăm de la producătorii adevărați de la Bălești.
De la producătorii adevărați de legume. Nu de la comercianți. Deci am spus producătorii adevărați. Care produc. Și atunci ne-am gândit să creăm o piață unde de acum spun că nu vor intra decât cei care produc. Și noi știm. Pe cei la care... dumneavoastră în Bălești. La mine în Bălești. Nu vine altcineva decât producătorul din Bălești. Așa. Dar încă o dată spun și specific producătorul. Ca să fim înțeleși. Clar. Bun. Iar cel care vine și cumpără, să știe că cumpără de la cel care trudește cu mâinile toată ziua, să facă acel produs. Asta este primul lucru pe care putem să-l facem și e oarecum și mai ușor de făcut, pentru că asta presupune un spațiu amenajat, mă rog, cum se construiește o piață la început. Deci nu, avem, nu avem pretenția să facem nu știu ce super marketing. Și mai spuneați depozit frigorific, dar o fabrică de procesare? O fabrică de procesare ar fi ideal să se facă. Spații sunt, doar că trebuie acel întreprinzător care să vină cu niște bani, pentru că trebuie bani serioși în treaba asta. Desfacere cred că ar fi, adică mă gândesc că marketurile care au apărut pe lângă Târgu Jiu ar fi interesate să cumpere categoric de la Bălești un produs românesc, autentic și vorba ce a făcut la doi pași de Târgu Jiu. Deci cred că mai departe lanțul, procesare, valorificare în magazine ar fi oarecum, să zic, asigurat. Și cred că și târgujienii ar fi încântați, încoate să spun, să cumpere un produs făcut în pământurile noastre, cum să... cele moștenite de la bun și străbuni. Vă mulțumesc, dragi invitați, pentru prezența în studio astăzi la ENSA TV. Nu mai avem o... Ascult. Ah! Spuneți-mă! Eu mai am 4 minute și domnul... Mai aveți câte o rundă, doamna Ciolocoși. Eu mă gândesc la minutele și secundele domnului Cârstea și zic, gata, s-a terminat! Scuze! Dar da, mai avem o rundă la doamna Mădălina Ciolocoi și la domnul Constantin Burtea. În primul rând, eu mă bucur că ideea mea cu linia aceea de obținerea conservelor de fructe și legume, cred că, uitați-vă, ar veni în ajutorul primarilor. Da. Da? În altă ordine de idei, aș vrea să punctez o ultimă chestiune. Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Gorj. În acea strategie există trecute, obiective, gen apă, canal, refacere, drumul și așa mai departe. Acea strategie, nu știu dacă a fost vreodată până acum, realizată exact cum scrie acolo. Pentru că, întotdeauna, așa cum v-am spus, bani foarte mulți s-au alocat pe secțiunea de funcționare, nu pe cea de dezvoltare și mai ales, cred că, nu s-a ținut cont de priorități. Cred că a fost și o ruptură între Consiliul Județean și Ministerul Dezvoltării, unde erau banii, dar au fost și rupturi între Consiliul Județean și primării. Pentru că, haideți să ne gândim la următorul lucru. Avem și la ora actuală și se termină anul școlar acesta și va începe un alt an școlar, în care iar la început, la acele controle, verificări făcute de prefectură, Consiliul Județean, Inspectorat Școlar, iar se vor găsi școli care nu pot primi aviz sanitar de funcționare pentru că nu au apă, nu au canalizare sau nu au nici apă, nici canal. Totuși primesc. Primesc un aviz de funcționare, dar nu este unul ok, da? Deci nu este unul conform, pentru că ați relatat și dumneavoastră de foarte multe ori probleme existente în școli. Copiii se spală la lighean, au toaleta în fundul curții și așa mai departe. Și eu cred că în acea strategie de dezvoltare economică a județului Gorj trebuie făcută următoarea modificare. Chemați toți primarii și văzut, domnule, ai școală funcțională cu atâția elevi în satul X. Haideți să vedem, are apă, are canal, nu are canalizare, spre exemplu. Haideți să vedem, merge de la comuna vecină, din nord, din sud, înțelegeți? Pentru că, deci, în foarte multe cazuri, trebuie să vii de la județ și să spui, domne, haideți să facem linia asta de la nord la sud, să facem canalizare peste tot în localități. Știți ce se întâmplă? În momentul în care primăriile vin și depun proiecte la Consiliul Județean, banii de la minister, ca să fie repartizați la primării, vin otova, deci o sumă anume. Consiliul Județean sau și Ministerul nu poate să mulțumească pe toată lumea, dar haideți să facem o prioritizare. Am 5 sate în care am 5 școli. În primul rând de acestea mă ocup.
haideți să propunem Ministerului Consiliului Județean pe fonduri românești, pe fonduri europene. Domne, trebuie să facem în aceste 5 sate să facem apă și canal. Sunt utile apa și canalul atât la școală, cât și la dispensar, cât și locuitorilor. Da? Pentru că niciodată nu vom reuși să avem standarde educaționale înalte dacă lăsăm copiii și cadrele didactice în secolul anterior. Deci, la mine asta este un alt obiectiv și anume, atât urmărirea realizării strategiei de dezvoltare pe obiective, dar mai mult decât atât să schimbăm un pic, să facem o prioritizare care le-ar ajuta, cred eu, și primăriilor. Deci asta este o chestiune care mă interesează pentru că eu am observat de-a lungul timpului. Și înainte de a fi consilier județean și acum, niciodată nu se merge. Adică vin banii Otova, 50 de miliarde pentru drumuri, da? Domnul primar aici de față vine și spune, doamnă, eu am și canalizare, vreau pe 5 km și aș mai avea și 3 km de asfalt. Și eu îi spun domnului primar, domne, la canalizare nu pot să-ți dau 5 km, dar îți dau pe 10 km de asfalt. Dar dumnealui nu are nevoie decât de 3 km. Na. S-a terminat timpul. Mulțumesc. Da, eu zic că ne mai vedem și oricum vă întâlniți cu alegătorii și le spuneți în campanie tot ce doriți să le spuneți în continuare. Ultimele 4 minute, domnul Constantin Burtea, Partidul România Unită, candidat pentru funcția de consilier județean, vă rog. Vă spuneam mai devreme, la începutul emisiunii, stimată doamnă, că o societate adevărată, o societate sănătoasă, trebuie să aibă 3 piloni. Educație, sănătate și protecția cetățeanului. Și noi am vorbit și am spus multe despre sănătate și despre învățământ. Eu aș vrea să punctez în continuare că Partidul România Unită, nu numai la nivelul Gorjului, dar în primul rând la nivelul Gorjului, se va preocupa, ne vom preocupa pentru reabilitarea tuturor școlilor, modernizarea acestora și dotarea corespunzătoare a lor. Pentru că altfel vedem ce se întâmplă în școli. Mor copii prin tot felul de accidente stupide și așa mai departe. Nu au condiții corespunzătoare. Același lucru aș vrea să spun despre sănătate. Spitalele, de asemenea, trebuie să reabilitate și dotate în mod sigur. Astea sunt prioritățile, nu? Number one, ca să zic așa. De asemenea, intenționăm să dublăm numărul de școli de artă și meserii. Să facem niște cursuri de reconversie profesională. Vedeți, noi s-au plecat din menerit foarte, foarte mulți oameni și vor pleca în continuare. Și atunci, cu oamenii ăștia ce să facem? Ei pleacă în străinătate, la cules de căpșuni și mai știu unde. Să vină la de asemenea, și asta e sigur că, cu siguranță, e o muncă cinstită, onorantă. Avem mult teren de sigur muncit că da. În Gorj. Și atunci facem nu cursuri, cursuri adică de reconversie. Chiar să muncește terenul. Da, cursuri de reconversie profesională, pentru ca oamenii să rămână în țară și să facă ceea ce trebuie să facă în Gorj, pentru părinții și pentru copiilor. O ultimă problemă și nu pot să nu s-o trec cu vederea, este aceea că vom fi foarte, foarte atenți ca în județul Gorj să nu vină refugiați și să se facă niște centre din acestea de refugiați. Ce înseamnă asta? Nu suntem împotriva lor, nu avem nimic cu ei. Suntem oameni, înțelegem că pleacă din calea războiului, dar în același timp vin împreună cu ei o grămadă de teroriști. Noi vrem în primul rând să asigurăm sănătatea, protecția și viața copiilor noștri, părinților noștri, a fraților, a locuitorilor noștri. Da, dar suntem în Uniunea Europeană și suntem avem Uniunea... o temă. Adică e foarte adevărat. Să vină, dar nu la Gorj, da? Să vină, dar nu la Gorj, să se ducă unde vor ei. Să se ducă la doamna Merkel, că are spațiu destul acolo și are inițiativă pentru treaba asta. Și vreau să vă spun în continuare, pensionarii noștri trebuie să le acordăm mult mai multă atenție. Vom face în așa fel încât ei să aibă o viață mai bună. V-am spus prin ce? Prin cămine, vom înființa prin spitale mai bine dotate și mai... Da. La nivelul satelor, încă sunt multe, extrem de multe probleme. Încă nu există canalizări, încă nu sunt aducțiuni de apă, încă nu sunt aducțiuni de gaze și așa mai departe. Încă se mai trăiește ca în Evul Mediu. Și vrem să schimbăm fața județului Gorj prin măsurile care le vom lua. Sigur că nu va fi ușor. Va fi extrem de greu. Va trebui să lucrăm de așa manieră încât să convingem
guvernanții să ia măsurile care trebuie, să dea legi corespunzătoare, să asigure fondurile necesare pentru ca viața și a acestor oameni să fie mai bună. Mai aveți 39 de secunde? 39 de secunde, sigur că da. Și aș vrea să vă spun în aceste ultimele 39 de secunde că am revenit după 50 de ani în județul Gorj pentru că mi-e drag de județul Gorj, de locul în care m-am născut. Și ați stat în București? Am stat în București 50 de ani, da. Și vreau să vă mai spun, stimată doamnă, că nu-i român precum olteanul, nici oltean precum gorjeanul, iar gorjenii printre olteni sunt ca lorzii printre englezi. Da, așa frumos. Simt și așa voi merge mai departe cu acest slogan. Da. Ăsta al doilea nu-l știam. Acum chiar pot să vă mulțumesc, dragi telespectatori, dragi invitați și de asemenea și telespectatorilor. Da, am făcut eu o mică greșeală încercând să încheie emisiunea înainte ca toți invitații să primească minutele alocate potrivit. Da, am făcut noi revendicarea. Mi se pare corect, adică de-aia e o dezbatere aici, de-aia suntem o televiziune echidistantă și facem ce trebuie. Deci vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc. Mult succes vă urez tuturor, da, în egală măsură și fiecare, după cum puteți să-i convingeți pe alegători să vă voteze și dacă veți ajunge împreună la aceeași masă de Consiliul Local, de Consiliul Județean, domnul primar, domnul candidat la primărie, alături de Consiliul Local, vă doresc să uitați de politică și să faceți administrație, că este foarte, foarte important. Acum mai sunteți în luptă politică pentru a se stabili balanța între eșichierul politic, dar după aceea să faceți administrație cu sufletul pentru gorjeni și nu cu gândul la ce ne-a cerut partidul să votăm. E prea mult ce vă cer? Nu. Cu siguranță nu. Scopul nostru este comun. O viață mai bună pentru gorjeni, nu? Da. Da. Bine. Așa să fie. Să știți că vin să văd. Vă aștept. Da. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție și ne revedem luni, astăzi este vineri, la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de Zi. Eu sunt Aura Stoienescu, vă mulțumesc pentru atenție, sper să am din nou 3 invitați la dezbatere electorală. La revedere!